Studenții Facultății de Arhitectură din cadrul Universității Spiru Haret uimesc din nou comunitatea academică europeană prin talentul și cunoștințele lor. De data aceasta, ei au prezentat proiecte interesante și au primit diplome din partea specialiștilor unei case de arhitectură respectată în toată Europa. Universitatea Spiru Haret pune mare accent pe colaborarea cu instituții academice și organizații internaționale cu care realizează schimburi de experiență. Facultatea de Arhitectură respectă această linie de dezvoltare în beneficiul profesorilor și studenților săi, dar și al celor de peste hotare care vor să învețe lucruri interesante de la cadrele didactice haretiste. Un grup de tineri, alături de doamna profesor universitar dr. Ruxandra Nemțeanu, tocmai ce s-a întors cu diplome și multe laude din partea specialiștilor de peste hotare. Este vorba despre participarea la un workshop pe teme de actualitate organizat în cadrul unui proiect european. Firma de mare de arhitecți din Viena, Vedorn, ne-au invitat, patru studenți, un doctorand și un profesor, la un workshop care în paralel avea și o conferință. De fapt, era finalizarea unui proiect mai amplu, proiect cultural, care s-a desfășurat între Uniunea Europeană și Turcia. Studenții au învățat foarte multe, în timp de o săptămână au făcut o aplicație chiar în acest oraș Sinop, în care este o fostă cetate genoveză, cu un port, cu un oraș care s-a dezvoltat în special pe baze hoteliere și de sezoniere de în timpul verii și care, sigur, că a avut și o istorie mai lungă cu arhitectură specifică zonei, cu clădiri de lemn și care acum se doresc a fi restaurate și revitalizate într-un ansamblu al orașului. Înființată în 1996, Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Spiru Haret este singura instituție privată cu această specializare din România. Facultatea oferă cunoștințe de arhitectură, urbanism, regenerare urbană și conservarea patrimoniului, pregătind studenții pentru o gamă largă de activități profesionale. Un mare avantaj oferit celor care vor să urmeze cursurile aici este și acela că pot învăța și în limba engleză, fapt ce îi ajută să se descurce mult mai bine dacă vor să-și găsească un job în străinătate.